În întreaga țară, tradițional, în a treia duminică a lunii iunie, este marcată Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului. Pentru a-i felicita pe lucrătorii medicali din raionul Drochia, în încinta Casei Raionale de Cultură a avut loc o festivitate dedicată lor. Prezenți la eveniment, lucrătorii medicali au venit cu mesaje de felicitare către colegii săi. Sperăm aportul tuturor medicilor, tuturor lucrătorilor din raionul Drochia să fie pentru bunăstarea pacientului, pentru acordarea asistenței medicale calitativă, la timp și să alinăm suferința, să le tămăduim durerea și să ne viziteze doar cu scop profilactic, nu ca pacient. Te dorim la tot sănătate, împlinire în toate. Să fii fericit, să avem bucurii de la toate care facem noi pentru populația raionului. Doresc, le doresc colegilor mult sănătate în primul rând, succes și realizări frumoase și de ce nu și mai multe bucurii în viața de zi cu zi. Este o zi când ne putem aprecia meritele de mai mulți ani și ne bucurăm împreună cu toți rezultatele lucrurilor. Dar rezultatele lucrurilor astea să fie satisfăcuți beneficiari, adică pacienții noștri. Asta este cel mai important. Cel mai important să fii sănătos. Că noi de lucru ne-am găsit. Vreau să aduc sincere felicitări tuturor colegilor din sate care activează propriu zis aproape de pacient, sănătate lor, sănătate familiei, copiilor, stimă și respect de la pacienți. În ocazia respectivă, permiteți să felicit toți lucrătorii medicali al raionului Drochia, inclusiv farmacii, stomatologi privați care lucrează instituții medico-sanitare publice, și că toți fac același lucru, produc sănătate. Le doresc în primul rând sănătate și după aceea realizări în domeniul profesional și respectiv familii sănătoase la toți. Mai mulți lucrători medicali au primit diplome de apreciere pentru munca depusă zi de zi, pentru devotamentul profesiei sale, responsabilitate și sârguință din partea Ministerului Sănătății a Republicii Moldova. Medicina raionul Drochia se ține pe poziții destul de bune. Sunt și niște diplome de la Ministerul Sănătății pentru persoanele care activează în cadrul farmaceutici și medicinii. Sunt profesionaliști. Președintele raionului a venit și cu un mesaj de recunoștință către lucrătorii medicali. Aș menționa în toată ziua și le-aș ține mulțumire și plecăciune acelor persoane care poartă halate albe, deoarece ei sunt ca niște îngeri pentru noi, deoarece când ne simțim mai rău sau când ne doare ceva, ne ducem la dâns și ne tratează, căci sănătatea este mai scumpă decât toate. Și omul când are sănătate poate face și lucruri bune, dar dacă nu are sănătate, nu poate să face nimic. Ziua lucrătorului medical și a farmacistului este sărbătorită din anul 1800. În Republica Moldova, sărbătoarea a fost instituită prin decret prezidențial în anul 1994. Victoria Conea, Anton Ciornei, TV Drochia.